Comisia de Cultură din Camera Deputaților îi cere explicații directorului interimar al TVR, Doina Gradea, pentru difuzarea interviului cu Sebastian Ghiță ca persoană care face obiectul unui mandat european de urmărire. România este pe locul 2 în Uniunea Europeană din punctul de vedere al creșterii numărului de înmatriculări de autoturisme noi în acest an. Un tânăr, suspectat că ar fi comis mai multe furturi din vile din Pipera, a fost prins de polițiști. El este suspect de comiterea a 15 furturi numai în județul Ilfov, una dintre spargeri fiind date la locuința lui Gheorghe Hagi. 8 persoane au fost reținute după o serie de percheziții făcute în Alba, Arad, Bihor, Maramureș și Caraș-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei. 5 agenți de la Poliția Autostrăzi au fost ridicați de ofițerii Direcției Generale Anticorupție, suspectați că au luat mită de la șoferi. Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Indian Wells. Substanța care a otrovit un fost pion rus la Salisbury a fost plasată pe mânerul de la ușa mașinii acestuia, spun anchetatorii britanici, Londra considerând că se află în fața unui atac cu armă chimică, neurotoxina, pe care surse britanice susțin că doar Rusia ar avea-o și o poate utiliza, fiind pulverizată într-un spațiu public. Rămâneți cu ochii pe noi, nu ne scapă știrile importante!